În această dimineață, alături de noi, campion Muay Thai, campion K1, este Dmitri Sârbu, luptător. Bună dimineața, bine ai venit! Dimineața! Felicitări pentru ultima luptă și pentru victoria. Mulțumesc frumos! Pe care ai reușit-o în prima rundă, prin knockout de menționată acest lucru. O primă luptă acasă, în Republica Moldova, după probabil mai bine de 2-3 ani, că au trecut foarte mulți ani din momentul în care am mai avut organizate gale aici. Da, aproximativ, da, de mult nu ne-am luptat acasă. Și acasă este o... pentru mine e mai greu să lupt, pentru că este emoțional e mai greu, nu... pentru că este o responsabilitate mai mare, pentru că ești acasă, toți sunt cu ochii pe tine. Toți așteaptă să vadă spectacol. Da, toți așteaptă. Dar iarăși, asta e doar lupta cu tine, gândurile care le ai, dar de asta și cea mai mare luptă, cea mai grea luptă e lupta cu tine. Vreau să mă înțeles pentru cei de acasă, tu ești sportiv din cadrul Armatei Naționale, trebuie de cunoscut și acest lucru. Și de fiecare dată, în toate interviurile pe care ai, le dai acea emoție. Și aici am să-ți explic ce vreau să-ți transmită. În 2019, după o luptă avută în Belgia, Muay Thai în acel moment, după ce ai reușit să-ți păstrezi titlul mondial, spuneai că emoțiile au fost mari până în momentul în care ai intrat în ring, sigur, ca la fiecare luptă, și că a fost greu pentru că pereții de acasă te ajută. Tu ai luptat atunci cu un belgian care a luptat pe tărâmul lui. Acum îmi spui că acasă emoțiile sunt mari pentru că toată lumea este cu ochii pe tine. Da. Ai emoții și în deplasare oarecum și acasă, doar că emoțiile sunt diferite probabil. Da, da, sunt diferite pentru că acolo sunt emoții pentru că trebuie să aperi titlul, dar aici deja pentru că toți sunt cu ochii pe tine, toți prietenii, toată familia și nu vrei să-i dezamăgești. Cum, apropo, a fost pregătirea pentru ultima luptă, pentru ultima gală? Ai revenit la K1 de menționat și acest detaliu. Regulile, pentru cei care nu cunosc, sunt semnificative între Muay Thai și K1. De eu acum sunt în... mereu mă strădui să fiu mereu în formă, pentru că, cum și data trecută ți-am spus, că deja trebuie să fii tot timpul gata. Și pregătirea a decurs foarte bine, fără traume. Deși ai un semn vizibil. Pregătirea. Pregătirea, lupta a fost altă. Da, lupta deja e altceva. Și pregătirea a fost de curs foarte bine. M-am simțit foarte încrezut în ceea ce fac. Și deja lupta la toți le-am spus, am făcut prognoza că eu să-l termin cu genunchiul în burtă sau de genunchi înficat. Le spunem la toți, chiar înainte de luptă. Asta vine după o analiză adversarului? Da, nu știu, eu așa, vine de la mine, da. Și, dar a fost fie și o surpriză și pentru mine. Dar, apropo, pentru că spuneam că ai și un semn vizibil, înainte de a intra într-un acest dialog, întrebau colegele mele, poate mai puțin cunoscătoare de luptă și gale și ce se întâmplă, dacă a avut knockout în prima repriză, înseamnă că nu a fost atins, l-a lovit din prima și s-a terminat. Nu a fost chiar așa. Nu a fost chiar așa, dar după lovitura asta n-am văzut-o. Și sunt lovituri care nu le vezi, le ascunzi și asta este o... cred că o maestrie, dar la dânsul cred că a fost un lucky punch. Instinctiv a făcut ceva care eu n-am reușit să văd, dar după asta m-am ridicat și m-am mobilizat și l-am terminat. Acum urmează o perioadă de refacere? Da, cred că puțin refacere și cred că să de timpul ăsta până când am licuirea aceasta și să profit de mai mult timp liber și să mă odihnesc cu familia, să mai stau cu fiica. Să... Petreceți mai mult timp împreună, da? Per general, ai timp să fii alături de familie pentru că antrenamentele sunt de fiecare zi. Da, când în pregătire sau când nu prea, să ieșim dimineață, chiar dacă suntem la antrenament, după lucru, după iară la antrenament și venim seara. Numai seara ne vedem. Da, în perioada asta când ai recuperare, ai pauză și de la muncă? Sau la muncă te reîntorci? Așa, aici deja vezi dacă se permite, care sunt posibilitățile și în ce perioada anului se întâmplă să ai anumite lupte. Tu ești campion la categoria 65 de kilograme și nu am cum să nu te întreb dacă această categorie sau 65 de kilograme încerci să menții pe tot parcursul anului, indiferent dacă ai sau nu ai lupte. Uneori mă mai ridic în kilograme, dar mă strădui să mă mențin pentru că pe urmă să-mi fie mie mai greu să dau kilogramele jos și asta este un minus în pregătire, pentru că tot timpul trebuie să fii focusat pe un lucru, dar acum când ai kilograme mai în plus, trebuie să ai și ceva în plus, că trebuie să slăbești. Și asta pentru mine
a fost o lecție mai când eram mai tânăr și am trecut-o și deja mai bine eu mă mențin în kilograme și decât pe urmă să am... Să fie mult mai complicat, da, și un șoc pentru organism. Da. Corect. Sunt foarte curând 10 ani din momentul în care ai debutat în ring, ringul profesionist, mai mult sau mai puțin. Erai pe băncile facultății, bine, erai, da, încă în studenție. Academie. Erai la Academie, exact, încă în acea perioadă când ai debutat. Ai debutat cu victorie, dacă nu mă înșeală memoria. Dacă te-ai întoarce în trecut, pentru că în 10 ani omul se schimbă, reușește să obțină foarte multă experiență, să învețe foarte multe lecții. Care ar fi primele lecții pe care ți le-ai da? Pentru că sunt sigur că ai avea lecții să-ți oferi pentru, da, sportivul Dimitri Sârbu de acum 10 ani. Cred că atrageam atenția mai mult la calitate decât la cantitatea lucrului nostru. Chiar și, dar asta este o experiență pentru toți noi, pentru antrenori, pentru sportivi, pentru că cu eșecurile sau cu lucruri care le-ai avut în trecut, cu asta și te schimbi în viitor, corect? Dar nu regret nimic. Așa au fost fie. Asta a fost decizia, da, pe care l-a luat la un moment dat. Da. Peste la moment erau corecte. Peste 100 de lupte, Muay Thai și K1, de menționat acest lucru, în carieră, în acești 10 ani. Și a început sportul la 16 ani, sau dorința de a face sport profesionist. Spune-mi, te rog, pentru că sunt unii tineri, adolescenți, care la un moment dat pot să gândească, uite, am împlinit 17 ani sau 15 ani, nu contează, dacă nu am început la 7-8 ani să mă ocup cu sportul, de ce să mai fac acum, dacă e târziu? E adevărat sau nu? Nu, niciodată nu e târziu, da, dar în primul rând dorință și foarte multă muncă, dedicație. De ce la 16 ani ai decis să faci sport de performanță? Așa au fost circumstanțele sau... Da, cred că cum, eu făceam fotbal. De mic copil făceam fotbal și jucam foarte bine chiar. Dar, nu știu, am ajuns la 15-16 ani când deja crești, deja vrei să fii mai puternic pentru că ești băiat, vrei să te poți apăra, cred că. Și deja în momentul acela am încercat ceva nou. Decizia ta de a începe luptele, o decizie ca urmare ce a adus peste 100 de lupte, titlul mondial Muay Thai, sigur, și K1, categoria 65 de kilograme, a venit doar pentru că ți-ai dorit să fii mai puternic. Da. Nu te-ai gândit că am să merg în ring? Nu, deloc. Știi, din start toți vin la antrenament și spun că eu fac doar pentru mine, dar nimic prin mai mult. După asta... Cei mai buni, cei mai talentați, cei mai sărbuincioși? Da. Dacă vezi că se primește, de ce nu să încerci să mergi mai departe? Și a fost și la mine. Tatu face referire la fotbal, nu știu, ai urmărit aseară meciul echipei naționale? Nu, am văzut doar scor, 2-1, da? 2-1, da, felicitări pe această cale și tricolorilor, trebuie de menționat, da, pentru cei care n-au văzut. Au reușit băieții noștri să învingă în deplasare cu 2-1 în Liga Națiunilor. Ai renunțat la fotbal după ce ai început să faci luptele? Da, am renunțat, dar totdeauna mai jucam pe la școli, pe la grad. Acum probabil că nu mai ai posibilitatea. Da, nu am timp, îmi place. Am dorința, dar nu am timp. Aș vrea, dar unde, când și cum? Pentru ce te pregătești? Ce urmează? Ai ceva planificat pentru acest an? Acum nu am nimic planificat. Mă restabilesc, începem iar antrenamentele, dar așteptăm până la sfârșitul anului, când cred că o să avem o luptă, două, dar încă nu știm. Până la final de an. Suntem pe final de lună, septembrie. Mai avem până la final de an 3 luni. După fiecare luptă, pur teoretic, bine, de la caz la caz, ai nevoie de o perioadă de recuperare. Nu tot timpul. Nu tot timpul. Dacă ești bine, dacă chiar am bine, 2 minute am luptat, asta nu a fost foarte mult, nu? Iar am bine, trecem la muncă iar. Am înțeles. Mult succes în ceea ce vrei să faci în 2022 și nu doar, dar vreau să oferim și ceva educativ pentru cei de acasă, pentru cei care poate sunt intrigați să înțeleagă și să afle diferența între Muay Thai și K1, care ar fi cea mai esențială diferență? Diferența pentru că în Muay Thai sunt lovituri cu coatele și se permite priza, în K1 doar loviturile mâinile și picioarele și genunchii și atât. Fără avea posibilitate. Fără priză, fără coate, fără aruncări, Tu simți în ring diferența destul de tare sau nu? Nu. Nu contează, că doar știi că aici am voi, aici nu. Da, mă adoptez repede. Am înțeles. Mult succes în tot ceea ce faci mai departe. Mulțumesc pentru invitație. Cu mare dragă, sincere felicitări pentru ultima victorie și așteptăm să revii în platou pentru a discuta și despre altă victorie pe care le vei avea.